am identificat susținerea financiară potrivită, chiar dacă ea va fi modestă. Propun ca din fondurile necesare să fie asigurată o jumătate de finanțare din bugetul local, iar cealaltă jumătate din sponsorizări private. Menționez că va exista un control strict al banilor proveniți de la buget. Dacă performanțele vor fi remarcabile, ne vom putea gândi ca peste 1-2 ani să ne scriem și într-o cupă europeană de tradiție și de înaltă performanță, însă deocamdată trebuie să ținem cont de constrângerile bugetare. Consiliul Local aprobă bugetele pe fiecare ramură de sport. A fost aprobat la începutul anului bugetul alocat echipei de fotbal Chindia Târgoviște, buget care este în curs de derulare și care a fost de 3 miliarde pe tot anul acesta, până acum plătindu-se, mi se pare, vreo 900 de milioane, iar bugetul echipei de basket este buget separat, cu sursă de finanțare separată, aprobat separat, deci lucrurile sunt foarte clare și limpezi, nu putem să facem... Și intenția noastră este să susținem și echipa de fotbal și echipa de basket și nu vreau ca cineva să interpreteze altfel. Suma alocată de către Consiliul Local Târgoviște este în cuantum de 100.000 de euro pentru anul 2011, mai mică decât, spre exemplu, cea alocată de către Consiliul Local Arad echipei din localitate, echipa ce anul trecut a devenit campioană națională.